Am niște fursecuri. Eu de la Fox, de la alte magazine de genul Tesco, am gustat așa ceva, care half-coated și cu diferite ingrediente înăuntru. Acestea erau clasice, care simple fără nimic, și pe jumătate în ciocolată. Da, am luat pe jumătate în ciocolată, dar cu chipsuri de ciocolată, stafide și alune. Da? 4.5% alune, chipsuri de ciocolată 3.5%, stafide 6%. Cum de ce să nu iau simplu? Cel mai simplu, nu are niciun sens. Deja le iei deodată cel mai combinat. Ciocolată de lapte, pe jumătate acoperite. Fursecuri. Nu știu ele. Zbun, nu te opt. Nu știu ele drogul. Galaxy cookies. Știu că chipsuri ciocolată, dar Galaxy. Nu am o chestie vreo diferență în afară de alte. Făină chipsuri ciocolată de lapte, 30%. Ciocolata mai specific se simte. Aici oricum e mai bună, asta e prea simplă. 10.7. Twix. Este și Mars, care e fix așa, doar că e neagră. Tot e cu caramelă și Bounty, deja cu cocos. Dar nu la ei, la alte magazine. Și acestea două, Galaxy și Twix, sunt și la alții. Crispy Biscuit. Cu chipsuri ciocolată de lapte și caramelă moale în interior. 25% de lapte condensat. Am mâncat și înghețat, Twix. Acestea sunt fursecuri. Ciocolate. Când îmi chipsul ciocolată, că asta la fursecă e clasică. Caramel. Nu-i rău. Bunicel. Nota 8. Am luat o serie de bare. Ca așa, cake bar, să vedem, să comparăm. Cake bar alb, așa, cu frosting cu ciocolată și un tur de caramelă. Da? Așa, ciocolată de lapte, caramelă, frosting. Bine, să vedem dacă e bun de ceva. Așa, separat în pachetate. Măcar și arată. Deci că asta e frosting-ul și caramela e deasupra.
16, pe un 6,75 maxim. Nu știu cum adăugând. Așa mai departe, Jaffa Cake Bars. Sponge cake cu orange filling. Și acoperit în ciocolată. Deci portocalul sunt mai rele. Dacă este portocalul pe un 6, tot cam pe un 6,25, n-aș da mai mult. Nu-mi plac. Cartwheels, eu așa ceva am mâncat de la alt brand, de la Tesco, și am vrut să fac cooperativ. Sunt biscuit. Biscuit, sandwich de biscuit cu bezea, cu o dulceață de măr cu gust de căpșună și în ciocolată. De la alt se numea Jammy Joggers, Toggers, ceva de genul. A, doi biscuit. Biza, dulceață pe mijloc și în ciocolată. Da, am și dat erau mai buni. Am zis pe 6,5. Tot de la brandul lor intern, așa să spunem, la ceva foarte similar. Chocolate milkshake slices și strawberry milkshake slices, tot așa. Este plain așa sponge, chocolate flavor sponge, cu umplutură de bezea, cu perită și decorată cu ciocolată și vanilla icing. Așa. De ванилии, de ciocolată, asta e bezea și icing-ul. Asta e parodie la Mr. Kipling. Mm-hmm. Spitea și mai bun dacă cizet. Chiar dau un pic mai bine pe un 6. În primul rând și ciocolata nu-mi place, într-adevăr, și calitatea se simte că nu e cea mai bună. Da, să vedem acestea. Acestea cum vin la descriere? Pink sponge, umplutură de căpșună, cu gust de căpșună și icing de căpșună. Asta e parodie la Mr. Kipling garantată. Asta e maxim pe 6,5. Nu sunt cumpărat. Apoi, milkshake biscuit. Deja altfel de categorie. Biscuit cu umplutură de cremă de cacao și lapte. Aha, foarte subțiri. Așa, ăștia și-s biscuit.
cele erau cake-uri, serbiscuri, s-a supărut că foarte similar. Așa 75, prea simplu. Biscuit crocant cu umplutură de caramel și ciocolată de lapte, decorat cu milk chocolate candy, într-un fel ca în mandemțuri. Mijlocul caramelă. Doar că este o mică problemă. Caramelul trebuie să fie cu lapte condensat. Nu dau cu sirop. Nu dau să spun 7,5. Cred că sunt mai bune cu mult ca iasă. Dar primul de slice sunt genii nu-s buni. Niște biscuiți erau exact la fel biscuiți, acoperiți în ciocolată, doar că eu am decis să iau și cu caramelă. Că sunt la fel, doar că mai bogați. Așa, milk ciocolată 37%, caramel 22%, lapte condensat, ceea ce înseamnă trebuie să fie mai bun. Așa ceva de la Tesco eu am mâncat. Nu trebuie. Hai să-ți bune. Nota 8. Astea mi-erau interesante, nu știu, parcă nu sunt chiar ca KitKat-ului. Zbari, ciocolată, lapte acoperite. Dar e centru de napolitană, își părea straniu. Poza parcă să vezi doar napolitana fi în mijloc. Și nu sunt crezut, este și biscuit, ori este și napolitan aici. Choco break. Nu break, e KitKat, nu? Da, KitKat. Și nu-i rău. Nu-i rău drogă. 7,5. Două lucruri așa în cutii de plastic, cum sunt milionari, sunt diferite acolo, ușor breduri și diferite crispsuri sau Rocky Road. Așa că acum ce-a apărut nou? Marshmallow Brownie Bomb. Azi bombi de brownie, mini brownie, cu bezea albă și roșie și cu prieten ciocolată belgiană neagră și de lapte. Așa, făină, ciocolată, lapte. Deci să vedem. Brownie sunt foarte grele. Așa. Brownie în ciocolată, cu bezele. E exact brownie, dense, cum ar cum atinești. Un amator de brownie, pentru că e mult cacao.
Adică și eu așa. Sunt 6,75. Și Rocky Road eu am mâncat. De astea Snowy Road Mini Bites. Care nu sunt ciocolată de lapte, dar sunt ciocolată albă. Și cookie de imbir. Și ciocolată belgeană albă, nu neagră. Și meringue. Deci, practic, e un fel de opus. De obicei, așa ceva, e venit cu ciocolată neagră, nu albă. Ciocolată albă, foarte puternic aduce la lapte. Pudră asta de lapte întreg. Ginger biscuit. Foarte, foarte dulce. Stopește în gură, parcă e unt. De la Aldi Mini Brookie Bites am luat ciocolată brownie cu aluat de fursec, ciocolată chipsuri. Și primește că e fursec cu de asta cu brownie. Mai bun decât brownie, de simplu. 7. Am decis să iau niște lucruri de la Aldi, Fig Rolls, așa ceva am gustat, la singur dat, mi se pare că de la Sainsbury. Sunt biscuiți cu împătură de fructul ăsta de fig. În engleză se numește, în română, m-am uitat. Pastă 32%, făină. Zahăr de palmier, sirop de glucoză. Nu mai contează deja. Cred că niște role. Doar de la Sainsbury, singur dat, am cat. Cred că e bun că e multă împătură. Într-adevăr, e fructul acesta presurat. Nu rău, chiar se simte bine. Aș pune așa pe un 7,5. Apoi eu, de la Sainsbury, când am gustat pe toate, n-am luat ea ca gustul acesta și am decis de la Aldi să-l iau. Simplu, ciocolată neagră știu că nu-mi place, imbir nu-mi place, cum e scris ginger aici. Și m-am gândit una, dacă am întors partea asta și am văzut că mai este și scorțișoară și nutmeg, am zis că poate să fie bună. Ciocolată neagră 40% acoperită. Totalmente, nu pe jumătate. Și am rămas plăcut surprins, chiar e bună cât de cât. În birul așa un pic iute, ciocolată neagră 40%, imbir cristalizat, cu zahăr 15%, un sărat 11%, învăț sirop, cu zgea scurtușoar, nutmeg. Chiar nu-i drog, m-am așteptat să-i merea. Crocantă, un pic prea mult zahăr, nici atât fi ciocolată. Mega cake. Aș spune pe un, pe un 8, și asta că aș spune că e prea mult pentru ciocolată neagră, de obicei rar când merge așa, dar chiar e ok.